Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like și share. Așa se face, dragilor. Iată, Ricky vă geamă. Tu n-ai mai făcut astăzi. Altădată ți sincronizai cu el și îți spuneați deodată împreună, nu? Ei, bine. Acum, repede, câteva întrebări. Eu am o problemă care, cel puțin mie și lui Ricky, nu ne-a ieșit. Dacă 3 creioane și 5 caiete costă 34 de lei... Deci 3... 3 creioane și 5 caiete. Da? Costă 34 de lei. Iar 3 creioane și 4 caiete. 3 creioane și 4 caiete. Costă 28 de lei. Costă 28 lei. Atunci, un caiet costă și trebuia să spunem. Deci? Costă 6 lei, nu? Cât costă un caiet și un creion? Aia aș cere. Da. Cât costă un caiet și iar un creion costă un caiet costă cât și un creion costă cât? Știu cum să facem ca să... Aflăm cât costă un Hai să mai citim problema, cum spune de fiecare dată. Trebuie să înțelegem bine problema. Eu am venit așa din fugă, nu știu, n-am înțeles bine problema. M-a ajuns tu din Miami? Încă o dată. Hai, să vedem. Dacă 3 creioane și 5 caiete costă 34 de lei, iar 3 creioane și 4 caiete costă 28 de lei, atunci un caiet costă... Și trebuie să spun. Știu eu cum să facem. Sim. 34 minus 28. Dar de ce? Deoarece prima acolo sus este 3 creioane și 5 caiete, iar jos este 3 creioane și 4 caiete, cu un caiet mai puțin. Aha, am înțeles. Și costă mai puțin. Și din cauza asta ne putem da seama că un singur caiet intervine în plus față de ce situația de înainte, da? Da. Și de aceea tu ai sesizat că plusul acela, costul unui singur caiet, se află în diferența 38-28, da? 34-28. Deci pare deșteaptă ideea. Da? Deci așa e. Deci ai zis că 34 minus 28 egal cu 6. Dar e limpede că asta am înțeles tu aici. Pentru că în prima relație, hai să notăm cu o literă costul unui caiet. Cu A. Da. Perfect. Deci, fie A, costul unui caiet, iar B să fie costul unui cui? Unui creion. Atunci, Maieme, dacă A este costul unui caiet, 5 caiete cât vor costa? 5 ori 6, 30. Nu. Ia valoarea, nu știu cât, 6. A. Dar un singur caiet costa 5 caiete cât o să coste? De 5 ori A. Da. Nu? Deci, înseamnă că noi putem spune de 3 ori B-ul, e bine? Dacă un creion costă B lei, 3 creioane vor fi 3B. Deci 3B plus 5, noi mi te rog să mă ajuți, 5. Plus 5 A. 5 ori A, da. Egal cu 34, da? Iată prima relație transcrisă matematic. Vezi? Da. Bun. Pe de altă parte, 4 caiete, adică 4B, așa? 4B. Da, 4B plus... Nu, e 4A. 4A? Da, păi caiet. Un caiet costă... Păi da, și ai spus 4 caiete. 4A. 4A. Așa, 4 ori A, bine, 4 ori A, plus
sunt 3 ori B. 3 ori B. Hai să scrii invers. 3 ori B. 3 ori B plus 4 A. Nu? Să scrie la valoare comutativă. Cum scrie aici. 3 creioane și 4 caiete costă, cât am spus, 28 de lei. Ei, acum ochiul nostru este mult mai bine informat. Că vedem prima relație înseamnă 3B plus 5A fac 34, cealaltă relație 3B plus 4A egal cu 28. Mai e clar. Am să fac următorul lucru. Pe 5A am să scriu ca fiind 4A plus 1A. Da? Și atunci ce apare? Prima relație o pot scrie așa. 3B plus 4A plus 1A este egal cu 34. E bine, la Emi, trebuie să mă urmești. Da. Pe 5A l-am descompus, l-am scris. Da. Ca fiind 4 de-al de-a și încă una. Iar pe 3B plus 4A o copiem, pur și simplu. 3B plus 4A plus 4A este egal cu 28. Da? Iată cât de clar apare acum. 3B plus 4A fac 28 și 3B plus 4A plus 1A fac 34. Înseamnă că în loc de 3B plus 4A de sus o să punem pe 28. Da? Și apare ce acum apare. 28 plus A, da? Din cele două relații, 28 plus A, este egal cu 34. Și am redus toată problema la ceea ce tu ai spus mai devreme, că A-ul este cine? Un termen al adunării, înseamnă din rezultat, scădem celălalt termen, deci A-ul e egal cu, deci rezultă că A-ul e egal cu 34 minus 28 și este egal cu 6. Da? 6 lei. Am terminat problema și am redactat corect. Place ochiului. Tu ai observat foarte bine că 3, 3, 5 și 4, diferența de 1, e bine. Și ai scris 3 și 4 minus 28 egal 6. Dar era săracă redactarea asta. Cine avea să urmărească spune, nu-mi place, trebuie să fie mai... Am făcut și creionul. Cum facem? Păi eu acasă am încercat și am văzut că nu iese. Încercăm încă o dată. Deci, în una din relațiile astea, înlocuim cât costă aur. Prin aur, costul unui caiet, da? Da. Deci, înlocuim pe A în una din relațiile care vrei tu. Ori în prima, ori în a doua. Eu aș înlocui în a doua, că mulțesc numai cu 4 pe A, nu cu 5. Eu mă gândeam la prima. Mergem în a ta. E bun, atacă la, cu 5 e mai ușor de mulți, da? Bine? 3B plus 5 ori? 5 ori 6. A 6, egal cu 34. Echivalent cu? 3 ori B. 3 ori B egal cu? Plus, bine zis, plus 5 ori 6, 30. Egal cu 34. De unde rezultă că? 3 ori. Da. Egal cu 34 minus 30. 34 minus 30 și este egal cu 4. Și 3 ori B egal cu 4. 3 ori B egal cu 4. Și atunci B-ul va fi egal cu? B egal cu 4 împărțit la 3. 4 împărțit la 3. Vedeți? Mi-a dat corect și spune. Asta văd și nu-mi place deloc, să știți. Deci, am făcut pe acasă, în cealaltă. Tot așa, 4 împărțit la 3. E o problemă. Un leu și rest bun, zicem. Da. Hai să încercăm să împărțim asta. Un leu și 10 bani. Leu acela, hai să-l transformăm în bani. Ar fi 100 de bani. Și 100 de bani să împărțim la 3. Da? Deci ar veni un leu. Așa. Și câți bani? Deci, mi-a rămas restul 1, un leu, nu? Un leu egal cu 100 bani. Știi cum se întâmpla? Când nu puteam noi să facem împărțirea, ne ducem la submultipli. Am mai întâlnit noi chestia asta la submultipli metrului, așa mai departe, da? Când lucram în centimetri, milimetri, ne duceam acolo, într-o astfel de situație.
Așa să facem și aici. 100 de bani. Hai să împărțim 100 de bani la 3. 3 în 10 de 3 ori. Da? 3 ori 3, 9. Condu-mă, condu-mă, să nu greșesc, da? 10 minus 9, 1. Așa. Coborăm pe 0, 3 în 10 merge de 3 ori. Da. 9. Și rămâne un ban. Bănuț. Rămâne un bănuț. Ah, și la ban nu m-am submultipli. Ar trebui, dacă aș avea varianta să împart iarăși, să fie bănuți cu alt submultiplu, așa mulți și așa împărți și așa mai departe. Oricum, aici pot să spun că este valoarea care ar fi 1 leu și 33 de bani, da? 1 leu și 33 bani, atât ar costa, aproximativ, că ne-a rămas un ban. Banul acela nu ne rămâne și nu îl putem împărți niciodată. Chiar așa. Unul împărțit la 3 se poate face vreodată? Nu v-am arătat. Nu v-am arătat. Numai împărțiri exacte. Adică multipli de 3 împărțit la 3, nu? Reușim să facem treaba asta foarte bine. Într-una din zilele care urmează, vă promit să vă arăt și împărțirea cu virgulă. M-a întrebat Urichi odată, nu? Că ce se întâmplă? Am auzit că virgulă, nu știu ce, cu numere decimale, da? O să încercăm și treaba asta într-una din lecții. Cert este că autorul, când a compus problema asta, n-a fost foarte atent. A avut dreptate. În mod normal, problema trebuia făcută așa fel încât aici, când facem diferența, să avem posibilitatea să aflăm, să se împarte exact. Deci autorul, noi am făcut probleme, am compus probleme și am văzut că sunt tot felul de șmecherii. Autorul gândește, nu, câțiva pași înainte și atunci problema trebuie să meargă perfect. Dar eu nu degeaba am făcut chestia asta. Vezi, aici autorul a fost drăguț și a gândit problema punând 3B plus 5A și 3B plus 4A, ca să rămână diferența foarte ușor sesizabilă. Da? Să încercăm noi să facem o modificare, să vedem unde ar trebui să facem modificarea încât să meargă exact. Adică aici ce s-a întâmplat? Când am făcut 34 minus 30, mi-a dat 4. Da. Ar trebui să dea diferența asta, să fie dat să se împarte exact la 3, nu? Acolo o să fie 27 de lei. Aici, da? Da, la ora. Deci dacă punem 27... Vine 24 minus 27 și vine 3. 24... Unde? Am făcut la a doua variantă, adică 3 creioane și 4 caiete. Am înmulțit 3 ori, 4 ori 6. Nu, mai, noi m-am dus aici 5 ori 6. A, deci acolo? Da, aici m-am dus noi, mi-aș o vrutea, că este o vrutea mai... și am mers mult mai rapid. Să ne întoarcem aici. Deci, la momentul când am făcut 5 ori 6, 30, da? S-a întâmplat aici ca diferența să fie cât? 30 și 4 minus 30. Dacă noi modificăm în loc de 34, 33. Să punem 33, când facem diferența, alta va fi diferența aici, da? Că 33 minus 28 va fi 5. Da? Vreau să văd modificarea care mă faceți voi, încât să meargă problema frumos. Deci autorul a greșit. Am înțeles. Hai să reparăm noi. Cred că amândouă prețurile trebuie să... Da. Amândouă valorile așa. Nu trebuie să modificăm. Eu am făcut două. Ia să văd. Spun după... Cum a spus, că autorul doar că schimbă totalul. Da, da, deci trebuie să schimbe ambele numere de aici. Dacă 3 creioane și 5 caiete costă 33 de lei, iar 3... Tu zicem, spunem 33 de lei. Da. Deci modificăm așa. Iar 3 creioane și 4 caiete costă 27 de lei. 27 de lei.
Atunci un caiet costă așa lei, iar un... Cât costă un caiet, cât costă un creion, repede aflăm, da? Da. Alo. Salut, Adi. Păi la 7:30 am zis eu, o fără un sfert, hai să fie. Da? Bine, vă aștept. Deci mă interesează modificarea. Păi asta o să singura modificare și... Da? Și acum, dacă facem diferența 27 minus 33, iese 6, da, se păstrează. Și când facem... 5 ori 6, 30, 3, 33 minus 30 și vine 3. Și 3 împărțit 3, 1. Mai, cum a fi gândit el așa? Bine. Hai că eu sunt curios. Măi, hai să aflăm. Vrei să aflăm? De ce a venit lui în minte chestia asta? Acum, care a fost mecanismul? Deci, pur și simplu, eu sunt complet surprins de ideea lui. Îmi place foarte tare, dar cum a gândit el? Nu ne spune, vezi? Oameni, nu ne spune. Spun eu. Nu? Da. Nu ne spune. El nu ne spune. Vă spune. El spune, Oameni, care crezi tu că a fost ideea lui? De ce ai venit în minte să mă modifici? Și 33 și 27, 1-1 practic face. Noi mi-a trebuit să mă ajut, că nici eu nu știu. Bă, da, eu știu. Dar nu mă las bătut. Nu mă las influențat de el. De ce? Nu vreau. Trebuie să aflăm noi. Suntem noi ambițioși și vrem să aflăm. Cum a gândit el? Care a fost... Tehnica lui. Trebuie să aflăm. Pe ce s-o fi bazat el? Unde a venit lui ideea? Nu renunț, nu trebuie să vedem și nouă să vedem unde a fost. El s-a asigurat ca zbățirea să facă exact. Aici a fost toată chestia, da? De acolo trebuie să-i fost. Ca să nu mai fie necazul la împărțire. Vreau să-mi dea 2 lei. Vreau să-mi dea 2 lei. Adică împărțirea aici să dea... să fie 6 scăderea. Și împărțirea la 3 să facă 2 lei. Deci prețul... cui? Al lui B. B am notat ce? Adică practic 5 ori a 6 ne dea un rezultat? 6 să fie. 6 să păstrăm prețul caietului. A, și scăzând să fie la creion să fie... A, 2 lei. 2 lei. Ok. Deci vreau să păstrăm prețul caietului de 6 lei, dar la creion să fie 3 lei. 2 lei. Și noi acum. Dar poate nu nici cu alte idei. O altă idee a noastră, mult mai deșteaptă. Măi, nu renunțăm. Descoperim și noi ceva. Deci cât am zis să fie B-ul? B-ul să fie 2. Da? B-ul 2. Și A-ul să fie tot 6. Ce v-am spune că nu se poate. Nu trebuie cumva mai numai aici. Că trebuie numai numere impare. Păi de ce, mă? Cu B-ul 2 înlocuim. Și bine, 3 ori 2, 6. Plus 5 ori 6, 30. Și face 36. Deci prima relație, în loc de 33, trebuie să fie 36. Asta spui și eu. 36 și 29. Și, pe urmă, 3 ori 2, tot 6. Plus 4 ori
6, 24. Și cât faci acum? 30. Deci modificarea este asta. 36 și 30. Da. Deci, care e povestea? Noi ne fixăm valorile și trecem în relații și înlocuim și aflăm rezultatul, noi. Deci nu stăm așa să vedem ce chestii. Deci noi ne fixăm valorile 6 și 2 și înlocuim în relații. 3 ori 2, 6, plus 5 ori 6, 30, egal cu 36. Și asta e modificat. Și ți-am mutat eu profund. Da? Deci mergem pe toți. Noi știm soluția din culise și pentru a nu pica în păcatul în care a picat autorul, da? Păcatul acela că lui nu i-a ieșit jocul, fiindcă numerele nu le-au gândit bine, da? Noi facem acum mișcarea asta în culise și spunem așa. Luăm B-ul în număr întreg, A-ul în număr întreg, înlocuim în relație și totul este perfect. Așa se fac jocurile astea. Aici au fost drăguți autorul că au făcut diferența asta. 3 creioane, 3 creioane. Dar dacă eu zic 2 creioane și 5 caiete costă, vedem noi acum și cât costă. Iar 3 creioane și 4 caiete costă, o să vedem în cât. Problema devine complicată acum. Foarte complicată. Când mai este criteriul de comparație același aici, 3-3, 2 și 5, 3 și 4. Și s-a complicat foarte tare. Hai să facem noi acum. Așa? Cât la prima relație? Cât se pune? Păi la egal să fie 25. Că ai zis 2 ori cât? Nu, 34, acolo, la 3 ori B plus 5 ori 4, 34 să fie. Ai o altă variantă la care da. Te gândești tu? Imediat. Ne întoarcem și o părăsim pe asta, nu? O părăsim, revenim îndată la ea. Da? O lăsăm deoparte. Dar tu ai fost conectat aici și la problema dinainte și vrei să revenim și să spui și tu o variantă, da? Te rog. 3 ori B plus 5 ori 34 acolo. 3 ori B plus 5 ori A, egal cu 34. Deci 3 ori B plus 5 ori A, egal cu 34. Și 3 ori B plus 4 ori A, egal cu 25. Egal cu 25. Cât este prețul unui caiet și a unui creion, da? Tu aici e foarte ușor diferența, se vede că între 34 și 25 este cât? 9. Și împărțirea? 9, da? Și atunci un caiet costă cât? 9? 9 lei. Da, 9 lei. Și 5 ori 9, 45. Și nu văd aici cum apare. Deci faptul că ai mers cu 34 și diferența e așa mare, n-ai mers în culise cu numerele fixate de tine. Da? Ci e dat așa. Să vedem. Diferența se vede aici că între 34 și 25 este de 9. Da? Și atunci ce ar însemna? Că 9 ori 5, 45 face aici. Și depășește deodată posibilitatea cu 34. Deci nu merg valorile luate la întâmplare. Tu la ce te-ai gândit când ai făcut asta? Că mă interesează. Nu, am făcut greșit deoarece mă gândeam la că 34 minus 25 ne dă 9 și după n-am mai făcut 9, 5 și am făcut direct 9 împărțit la 3. Ai gândit că pe urmă, ai șansa să împarți la 3, dar nu ăla e diferența e tocmai valoarea lui A. Da? Că ai 3B5A, 3B plus 4A, deci un A face diferența și A-ul ăla când îl înlocuiești și după ce îl înlocuiești, afli pe B. Da? Și
Deci, iată, depășește posibilitatea asta. Deci nu-ți luăm la întâmplare. Așadar, dacă te-ai gândit la 9, 5 ori 9, 45, și 3 ori B, cât vrei tu, să iei un B, și valorile se modifică urgent aici. Da? Neapărat se modifică. Haideți să ne întoarcem la problema pe care vreau să o formulăm aici. Moment în care problema din clipa asta devine cu adevărat dificilă. Chiar foarte dificilă. Pentru că numai ca aici, Noemi, 3B plus 5A și 3B plus 4A, să vezi una ca diferență. 2B plus 5A și 3B plus 4A egal cu. Da? Ia să vedem aici cum compunem o problemă. Deci, practic, acum ne aflăm din nou în situația aceea. Am plecat de la o simplă problemă care ați propus-o voi și urcăm ușor, ușor spre partea asta de vârf pentru a înțelege problema. Cum fac autorii? Cum compun probleme? Ai văzut mai devreme că el a compus-o, dar a compus-o greșit. N-a fost destul de atent la numerele acelea și iată, i-a ieșit o împărțire acolo care nu se termină niciodată, dacă ar fi să vorbim așa. Deci, 2, hai să zicem 2B plus 5A egal cu, și rămâne să punem răspunsul, și respectiv 3B plus 4A egal cu cine? Între timp, în clipa în care propunem problema, ne gândim la un A egal cu și un B egal cu. Deci noi știm că vrem doi. Noi fi, tocmai invers merge. Propunătorul merge de la coadă la început, da? Adică el își fixează răspunsul ca să meargă bine problema. Alo? Salut! Ce vreau să te întreb? Ai schimbat acolo lacătul că n-am mai putut intra. Ieși. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Am chinuit acolo și am rezolvat pe partea aceea, cu sârma aceea. Asta a fost. Bine. Da, păi... Da. Bine, mersi. Salut. Deci am și întârziat că am fost în viață, nu am întors în viață. Da. Deci fixăm un A și un B. Un A. Da, cum? Dă tu noi e mie. Da, acum pe mine. Ce am ți-ai dat? I-am dat A-ul 9 și B-ul 18. B-ul 18. Foarte bine. Îți plac ție numele mari. Eu nu aș fi evitat asta, da? M-ai pus la încurcătura asta. Deci 2 ori 9, 18, nu? Plus 5 ori 18, cât vine? 5 ori 40, 90 parcă ar veni, nu? Da. Și atunci face 108 aici. Deci e egal 108. Și din partea cealaltă ar veni 3 ori 9, 27, plus 4 ori 18, 72. Da? Și face 9 ori 9, 99. Și atunci răspunsul, problema ar fi așa formulată. Două creioane și 5 caiete costă 108 lei. Nu este 18 ori 2? Unde? 18 ori 2? Unde aici? 2B. A, am greșit eu, da? Da. 2 ori 18, cât aici? 36, da? Așa, și 5 ori 9, 45. Da? Da. Așa, am greșit. Le-am tot pus tocmai aici, da? 45 și face 1, 8, 81, da? Da. 81. Și în partea alaltă? 3, 27. Nu, 18 ori 3. 18 ori 3. Cât face? Mai e mie? Păi 8 ori 3 face 24, 4 scurte rețin și 1 ori 3, 3 și 4, 5. 54, da?
Și 4 ori 9, 36, da? Da. Și acum ar fi cât aici? 5 cu 3? 9. 8 și cu 1? 9. Deci 90. Da? 90. Și sus cât am zis? 81. 81. Iată, problema formulată ar suna așa. Două creioane și 5 caiete costă 81 de lei. Iar 3 creioane și 4 caiete costă 90 de lei. Întrebarea este, la problema asta, Noemi, acum noi știm cât costă în culise un creion și cât costă un caiet, da? Dar dacă ți-ar fi fost formulată, mi-ar fi fost formulată de cineva, cum credeți că ar fi trebuit să o facem pe problema asta? Dacă ar fi fost, de cineva ne spune așa. E mult mai dificilă decât asta. Din ce motiv? Eu știu. Este mai dificilă decât asta, Noemi? Da. Pentru că aici aveam creioanele și într-o relație și în cealaltă, în același număr. Același număr de creioane, da? Aici sunt 2 și 3, 5 și 4. Nu știu cum am putea afla aul. Am observat că dacă scădem pe 90 de la a doua variantă, cu 81 vine 9 aul. Dar nu mai este... N-ai voie să faci diferența așa, cum a fost mai înainte, că a fost... Ăsta s-a luat la. Da, am făcut asta pentru că am văzut, știam rezultatul. Dar te-ai păcălit aici. S-a întâmplat să fie așa. Dar nu mai e varianta scăderii așa. Dacă ai putea face să fie același lucru și sus și jos, Doamne, ce bine ar să fie. Am fi foarte fericiți să reușim să fie cum a fost aici, 3-3. Hai să fie cât are. Și sus și jos. Același lucru. Nu se poate lua de la 5 până la 2, nu? Nu se poate. Uitația. Însă se poate face un lucru. Putem să ne închipuim că în loc de 2 creioane și 5 caiete, zicem, de 3 ori mai mult în prima relație. Adică zicem, nu, de 3 ori să mulțim relația asta cu 3. Și în stânga și în dreapta. Adică o dată, de 2 ori, de 3 ori asta. Și egalul său, tot de 3 ori. Dar de ce de 3 ori? Pentru ce este la 3? Nu? Pentru că vreau să ajung la 6. Pe a doua am să o mulțesc toată cu 2. Da? Pe a doua cu 2. Ca să ajungă la 6 B. Iar pe prima să o mulțesc cu 3. De ca să ajungă la... Nu ăsta e motivul. Noemi, eu sunt furat de ideea asta. Vreau ca să apară același număr de creioane. Că aici am 2 creioane și 3. Da? Da. Din coace erau același număr de creioane. 3 și 3. Nu pot să apară câtă vreme 2 și 3. Nu am decât varianta să mulțesc prima relație cu un 3 și a doua cu un 2. Așa. Și atunci toată relația, deci totul se mulțește cu 3, adică și 2B și 5 și 81. Adică ar veni 6B, vorbește tu. 6B plus 15A. Așa, adică plus 15A. Egal cu? 3 ori 1, 3, 3 ori 8, 6, număr, 24, așa. Și 2 ori 3, 6B. 6B. Plus? Plus 8B. Plus 8A. Așa, A. Egal cu 180. Da, 180. Așa. Iată că relația de mai înainte, astea două relații, au fost transformate prin această mișcare elegantă în
într-o relație echivalentă cu cea de înainte. Dar acum am 6 și 6. Ca și înainte, 3 și 3. Și sigur că vedem diferența la cine, la caiete. Câte ar fi diferența, câte caiete sunt aici în plus față de jos? 7. 7 caiete. Deci ar apare că 7 caiete este egal cu diferența dintre 243 și 180 este decât de 63, nu? 63. Și atunci 7 caiete costă 63, un singur caiet înseamnă 63 împărțit la 7 și egal cu 9, da? Da, da. Iată ce faină, excepțională. Mai avem o problemă. Dar aș vrea să insist aici un pic. Problema mi se pare foarte tare. Deci, de unde am plecat noi? Am plecat de la o problemă simpluță, greșită de autor, da, greșită. Am intrat în miezul ei. Am văzut unde anume se poate modifica. Am înțeles cum se poate modifica. L-am sancționat pe autor și am spus, n-ai fost atent. Adică trebuie să pleci de la date pe care tu le știi, formulezi bine problema și până mă întrebi, află-le tu. Și am mai făcut un pas. Și am zis, facem noi o problemă și mai tare. Nu cu același număr de creioane. Da? Nu același număr la început. Diferite. Iată, 2 și 3. În condițiile astea ești nevoit, furat de ideea dinainte, să ajungi să ai același număr. Și atunci numai când poți să faci așa? Să mulțești pe prima cu 3 și pe a doua cu 2, da? Da. 3 și cu 2 și să ai același lucru, este spectaculos ce am reușit. Deci noi am descoperit că este esențial să am același lucru și ne-am pus în situația dificilă când n-am avut, dar am reușit să ajungem acolo. Și atunci, imediat vedem diferența. La creioane n-am nimic. De unde provine plusul la preț? De la cele 7 caiete în plus. Da. Da. Pentru că pe 15 o poți a fiind 8 plus 7. Și apoi la post 80, dar se vede foarte bine relația odată scrisă așa, îți sunt la vedere și poți să dai răspunsul corect. Asta facem noi. Cei care ne privesc știu asta. Noi aici când ne întâlnim, nu ne mulțumim să facem problema. Facem mai mult. Adică încercăm să pătrundem mintea autorului. Încercăm să deșurubăm ceea ce a avut el în minte. Și la rândul nostru să fim și noi propunători. Foarte multe probleme noi am propus de-a lungul timpului, da? Dar trebuie să începem să ne jucăm cu atenție la toate chestiile astea. Și să facem, cum să spun, un antrenament continuu. Se spune copiii că în ranița oricărui soldat stă bastonul de mareșal. Adică poți să devii mareșal, adică cu funcție foarte mare. Da, am auzit. Ați auzit așa ceva? Eu spun așa. Că în fiecare copil se află un viitor cercetător, inventator de mâine. Dacă el este antrenat în direcția asta, se trezește peste noapte, că este în stare să se uite în locuri la care alții trec cu nepăsare. Ăsta e lucru spectaculos. Și vă spune cineva care a pățit asta. Deci eu am pățit-o datorită acestui antrenament continuu. M-am arătat că am inventat un model de stup, nu sunt, sunt în rândul inventatorilor. Intrat în rândul inventatorilor, fără să mă fie gândit vreo clipă. Dar asta vine ca urmare a antrenamentului, făcut dinspre matematică. Deci matematica te ajută foarte mult. Și dacă tot timpul faci chestia asta și spui, nu-ți mulțumim numai să rezolv problema, am rezolvat-o și la revedere. Nu. Vreau să văd ce anume a gândit autorul, cum a gândit el acolo, care a fost șmecheria care a avut-o în cap. Și atunci suntem cu, cum spun, în postura celor care vrem și reușim să facem mai mult decât
lucrurile acelea simple. Da. Pentru acasă, legat de problema asta, vă propun să formulați voi cu alte numere, nu 2 și 3, alte numere, la întâmplare, așa luate, și să dați răspunsul corect și mai ales rezolvarea după tehnica asta care am pus-o la. Nu neapărat mari, da? Nu numere mari. Riche și Noemi, nu ne interesează numerele mari să facem acolo, ci mă interesează cum șurubărim acolo egheșițiul ca să meargă frumos. Da? Deci dacă mergeți pe tehnica care m-a spus-o, că ne luăm valorile și găsim răspunsurile acestea, și după a care facem mișcarea ca să avem același lucru, nu? Și vedem diferența, sunt poate exact urmă. Nu încape discuție, poate exact. Totul merge perfect. A sau B poate fi și unul, nu? Sigur că da. Dar nu e unul și unul, că ce ție îți place cel mai rapid. Trei ori, unul, doi ori. Sau unul și da? Deci, unul și unul poate să fie, de ce nu? Dar putem să fie diferite valorile, să fie chestia frumoasă, să simțiți bucuria aceea a compunerea unei greșiți de acesta. Ce problemă aveți? Deci câte două probleme de făcut, Noemi și cu Ricky, da? Așa. Suma trei numere este 363. Suma trei numere este 363. Hai veni și voi, ce faci? Faceți problemuțe atât de frumoase și interesante, că o să vă placă foarte tare. Mai dau încă o dată. Deci, patru caiete și cinci stilouri costă o anumită valoare. Hai! 4 caiete și 5 stilouri. Hai, vin, faci, vin să faci. 4 caiete și 5 stilouri costă 2 caiete și 3 stilouri costă o altă valoare. Și noi. Deci, 4 caiete și 5 stilouri costă atât. 2 caiete și 3 stilouri costă atât. Cât costă un caiet și cât costă un stilou? Cât eu? Da. Să luăm niște numere. Deci, caietul costă 3 lei și stilou costă 5 lei. Da? Și atunci putem forma repede problema asta, da? 4 plus 12, da. Plus 5 ori 5, 25. Deci, 25. 4 ori 3, 12. 5 ori 5, 25. Face 37, da? 37. Și? Și 3 ori 12. Da. Plus... deci 3 ori 2, 6, 5 ori 3, 15, 21, da? Da. Numai asta. Vă urmăriți să vedeți ce problemă ce frumoasă am putut să fac cu piticii. Deci 4 caiete și 5 stilouri costă 37 de lei. 2 caiete și 3 stilouri costă 21 de lei. Cât costă un stilou și cât costă un caiet? Două
Deci două caiete și? Două stilouri. Două caiete și două stilouri. Iată, se sizează bine. Ea vede aici că sunt două caiete în plus și aici sunt două stilouri. Și deci diferența de preț, foarte tare ideea, diferența de preț dintre 3,7 și 21 vin de la cele, de la cele două caiete și la cele două stilouri. Deci de aici o observație foarte importantă este asta, că două caiete plus două stilouri costă cât? 16 lei. 16. Hai, Miruna. Și Noemi și cine vreți aici. Două caiete și două stilouri costă 16 lei. Da, eu înmulțim cu 37 și 4 cu 21. Împărțim totul printr-un 2 ca să fie mai ușor. A, în loc de două caiete și două stilouri, ne închipui că este un caiet și un stilou. Împărțim prin 2. Da, deci împărțim totul prin 2 ca să continuăm idealul minunat. Și atunci ar veni că un caiet plus un stilou, da, este 8 lei. Da. Un caiet și un stilou costă 8 lei. Acum, vreau să văd de aici. Un caiet și un stilou costă 8 lei. 46. Ah, un caiet și un stilou costă 8 lei. I-am învățat ecuații la clasa 4-a? Nu, e joc, fi nu ați făcut. N-au ecuații, sisteme. Nu, nici mai. Nici clasa 6. Cât plus cât de 8. Ecuații? Da. Că dacă am notat cu X și Y acolo... N-are importanță. X și S sau X și Y, nu. Nu literesc. Nu, zic așa, că pentru sus că le filează la X și la Y. Reacționează mai bine. De că la C și S. Nu. Eu m-aș fi lăsat cu 2 C și 2 S. E mai ușor. Nu merg. Aș fi comparat cu asta. Deci două caiete plus trei stilouri costă 21 de lei, iar două caiete, fii atent, noi... Și două stilouri. Plus două stilouri costă 16 lei. Rezultă că un stilou e 5 lei. Cât este? 5 lei. Asta e, da. Deci, vedeți? A fost ideea să împărțim prin doi, dar nu a fost convenabil. Nu a fost convenabil. Mai bine lăsăm așa și comparăm pe a doua, ca să văd același lucru. Da? Același, cum am avut noi probleme, trei caiete sau trei creioane ce au fost acolo. 3-3. Aici s-au așezat la 2-2. 2-2, perfect, și atunci vede surplusul de la un stilou. Facem minus acolo. Stilouul costă cât? Un stilou costă? 5 lei. Da? 5 lei. Și terminat problema. Dacă știi un stilou, te duci și locuiești și totul este perfect. Un caiet și un stilou, vedeți că n-am făcut degeaba, domn profesor. Da, da, da. Un caiet și un stilou 8 lei, caietul e 3 lei, gata, 3 lei, gata. Da. Matematica e de o frumusețe deosebită. Ne oprim aici, rămâne să ne întâlnim și mâine, da? Mâine și să stăm de vorbă din nou.